Mulțumesc! Dumneavoastră sunteți îndrăzneții care ați mai venit. Cine naiba m-a pus să vă râzeți pe iubire? Dacă vorbeam despre sex, nici polivalent al meu era. Cum și-o face omul cu... A mai târât după mine și un poet. Un puric și un poet. Este clar. Mă bucur mult că ați venit și aveți în conștiință să asistați la așa ceva. Eu cred că pe această sfântă e responsabilitate de iubește poporul român. Le-am zis la televizor că am mare încredere în lipsa de încredere a poporului român. Asta ne salvează, Doamne. Este ceva... Și umorul. Și țin drum spre dumneavoastră, că tot vorbesc pe iubire, dragoste, gelozie. Mi-a zis un bang, zice, băi, tu la nevastă ta în dormitor, în dulap, ai găsit vreodată străin? Deci nu, numai român. E bine de observat că umorul e o formă de aristocrație a neamului ăsta. De fapt, este un act de dragoste față de viață. Știți că românul nu se suprapune cu viața, că dacă se suprapunea cu viața, disperea de mult. Nu s-a suprapus nici cu COVID-ul, nici cu ăștia. Eu mă gândesc să vă fac o conferință despre transgender, că e la modă, și din puric să devin proșniță și dumneavoastră să agreați, conform directivelor. Am adus și niște cărți, cu toate că știu că nu mai citește nimeni, disciplina bine am adus. Și am adus și poetul cărți. Cine mai citește poezii în vremea de asta? Știți cum e? Această întâlnire e aia, țara arde și baba se pieptănă. Și totuși, zice, la ce bun poetul pe vreme de secetă, ca să aducă aminte că există ploaia. Știți în ce situație mă aflu acum? Un mare filozof german, Karl Jaspers, a dat un exemplu la un moment dat, că tot așa era lumea răscolită și tot încerca să redreseze poporul german, să... Și era tot așa, ca mine, singur cu dumneavoastră. Erau pulcuri de oameni care mă ascultau și zice, domne, parcă aș fi Confucius, marele înțelept chinez cu vreo 450 de ani înainte de Hristos, mergea prin China. China arăta cam cum arată acum Europa și România, praf și pulbere. Și umbla din sat în sat să le spună la oameni, să-i trezească. Vă dați seama? Și la un moment dat s-au pomenit cu nebun în spate, care a zis, uite-l pe cel care știe că nu se mai poate face nimic și cu toate astea continuă. Eu sunt nebunul. Sau sunt și ăla care știu că nu se mai face ceva. Totuși, nebunul intuia spiritul. Spiritul nu ține cont de istorie. Apropo, eu întotdeauna m-am înțeles foarte bine cu nebunul. O logică adâncă. Eram la mănăstire și iau mănăstire și era un nebun, fără acte, că ăștia sunt cei mai importanți. Stătea sprijinit așa de zid și mi-am dat seama că e puțin plecat omul. I-a zis, starețul, pune domnule mâna și muncește, fă ceva, că și ai venit de nu știu câte ori la mănăstire, mănânci pe degeaba, n-ai... Păi cum, n-am făcut, n-am tăiat lemne? Când ai tăiat lemne? Acum 2 ani. Era foarte bine, așa, semenea cu Fondul Monetar Internațional. Știți, avea o... Și atunci m-am apropiat la el și l-am întrebat, a răspuns, este genia. Zic, domnule, nu vă supărați. Dacă dumneavoastră ați fi președintele statului, ce ați face? Și s-a uitat la mine și a zis, să înțeleg că până acum n-a făcut nimic. Deci era funcție de mult. Acum, bine, râdeți. Măcar nu-i dat apa de aici. Așa, între timp mai beau și apă. Să ne întoarcem la chestia cu nebunul și cu situația noastră de acum, că e foarte important să o punctăm. Ce interesant, că vedem, ați văzut că istoria nu mai este așa 50 de ani blocată în comunism, se mișcă. Și acum, în timp ce stăm de vorbă, mai vin noi rezoluții, noi indicații, summituri, tot ce vreți. Se mișcă cu viteză fantastică, nimic nu mai stă pe loc. Și mi-a dus aminte de un mare filozof care a fost în Grecia, presocratic, Heraclit, care zicea, pantarei, totul curge. Tot ceea ce este stabil este numai schimbarea. Nimic nu este stabil. Ceea ce este, există cu adevărat este numai schimbarea. Așa. A dat un exemplu înăucitor că
nu te poți scălda de două ori în apele același râu. Că odată nu mai este aceeași apă și nu mai ești același om. Și are dreptate. Numai că parelul cu el a fost unul mai isteț, Parmenide, care a zis, nu, gândirea rămâne fixă, adică spiritul, zicea. N-ați observat că dacă citești Eminescu, 1881-1880, zici că a scris ieri. Dacă te duci la Sfântul Nectarie, zici că acum o jumătate de oră. Și atunci spiritul nu dă impozit, istoriei. Totul se schimbă. Vorbim despre dragoste. Dragostea este trecătoare, îndrăgostirea niciodată. E permanentă. Erosul, atracția, taina aceasta. Ca să vă dau exemple concrete, că dumneavoastră nu aveți nevoie de teorii, aveți nevoie de exemple concrete. Erosul, zeul dragostei, dumneavoastră. Dar până să vă vorbesc de zeul dragostei, trebuie să spun cum se manifestă. Am fost în turneu la Edinburgh, știți că mai vorbește nimeni, zic că Edinburgh. Am fost în California acum vreo 4 ani și mi-a zis un puști la biserică, vorbiți foarte frumos, foarte mentros. Zic, da, ai aparat dentar? Nu, așa. Cum te numești, mă? Ștefan. Când ai căzut pe trepte? Bă, tu ești nebun la cap de râs pe Ștefan, voi vreau să zică, înainte la atac pe turci. Ei se schilodisec, cum se schilodesc așa când se duc pe la UE, acolo, se întorc toți așa. Ușor halucinați. Da, era turneul la Edinburgh cu Teatrul Național, am râs și noi ieșeam în Occident pentru prima oară și ne-am luat cu trenul. Clasa a doua, evident că s-a făcut economie, dar am prins ultima generație, rasă de actori. Acum este o subspecie, rasă de actori, teribil. Și printre ei era și doamna Iona Bulcă, superbă, frumoasă. Era o vârstă ceva mai înaintată, de-aia s-a îmbrăcat în alb, a venit cu cercei de aur și a zis, puricuț, acolo sunt bagajele mele, vreo 30 erau. Nu mă mai vedeam. Era o piramidă cu bagaje, care era așa. Eram ce zice francezul, lui Chevalier Servant, cavalerul puricuț, aici, așa, puricuț, care era bagaje. Tot vagonul plin cu bagajele, că erau toaletele și se schimba la o jumătate de oră. Cu doamna Simona Bondo, cu colegul meu, Sandu Minda, și fiți atent, acum începe demența. A stat liniștită în compartiment până la ora de-a. Și a zis, puricuț, trecem în Ungaria. Și nu se poate, dragă, noi suntem Teatrul Național să stăm la clasa a doua. Noi suntem la clasa a întâia. Dar nu avem bilet, doamna. Nu contează, dragă. Contează unde ne simțim noi. Noi avem față de clasa a întâia. Puricuț, ia bagajele. Doamne, zic, nevora mea, da, mai trebuie și în Ungaria, mi-a mama dracului. Te rog, urmează-mă. Puricuț, bagajele, nu am loc. Și m-am băgat la clasa a întâia. Și la clasa a întâia, cu ea, am trecut în Ungaria și după 45 minute a venit un ungur cu favoriți, cu mustese, era Franz Josef, micuț, crăcănat și bucuros că ne-a prins să ne amendeze. Din el te-a vărs, ei, și el ne-a găsit, ne-a răchemea, și el ne-a vărs, tu ne-a găsit, o, eu, nici de-a mea. Eu m-am albit, nu Ioana Bulc. El s-a pus în fața ei și își nota să dea amendă, zice, ei, hui, aici, că atunci, tu ne-a găsit. Și Ioana Bulcă își făcea vânt cu urmăchia de vară. Știa perfect mai îngurește. Nemirte varul. Seretele, uge de șevene, be, uge de veche șevene. Își făcea vânt. Și ăla, eu am văzut cum i se îndreptau mustățile. I s-au îndreptat mustățile și și-a rupt singura amendă. A zis, nemirte varul, uge, șuge, pe ebe, străge de veche șevene. Asta este... Asta este Eros. Și-a rupt amenda. Am băgut și un pas de cearnaș. Și-a zis afară. Profesorul meu, minunea asta, Dem Rădulescu, Dumnezeu să-l odihnească. Nu, profesor, mi-a fost părinte și avea geniu. El avea geniu. Geniu nu lucrează pe teorii. eram toți în pauză și în loc pe toți din pauză și inclusiv pe mine. Zicea, Puric, băi Gică, tu ai citit mai mult. Ce-i dragă libidoule? Nu, și libido este atracția către sexul opus, atracția erotică. Cine te-a învățat, dragă? Am știut la Freud. Și timpul și ați înțeles puțin.
Habar n-aveți, cheamă de pe nenorociția în clasă. I-a întrebat, păi, libido, toți așa atracție? Nu, dragă! Libidoul este atunci când eu eram la Moscova, în hotel cu Alza Pelea și cu Mircea Alburescu un lift și liftiera era o blondă, superbă, rusoaică, țățoasă și niciunul nu vrea să iasă din lift. Ăla-i libidoul! Când nu vrei să ieși din lift! M-ați înțeles? Ca să știți puțin cum e cu iubirea, cu Eros. Aveam vreo 5 ani și am la țară, așa, mergeam pe drum, stăteam cu piciorul într-o conservă. Și în spate tata. Tata care m-a furat 53 de ani când a avut timp și el, normal. Om serios, nu s-a grăbit așa. Și venea cu unchii în spate și discutau. Dom'le, istoria este, iară zic, Parmenid, de aceeași. Ce credeți că discutau? Dragă Rivule, rușii se înarmează, va începe al treilea război mondial. Perfect! Numai că a intervenit Erosul. În situația asta serioasă, cu conțeala, țoc. De ce mi-aduc eu aminte de chestia asta? E foarte serios, vreau de război. Și toată s-a auzit așa. Și-au vrut niște tocuri. Și a desfărut războiul. A dispărut războiul, tratatul de la Varșovia a luat în dracu și s-a instalat peștera Muirii. Eu am rămas cu piciorul așa, n-am mai dat nicio conservă și după un minut l-am auzit pe tata, stângui mei subțire. Asta este. Stați să vedeți. Genul poporului român în ce constă? Sigur că vă rog să atașați această, că nu e o conferință, o întâlnire între noi, niciodată n-am ținut conferință, despre iubire. O să vedeți, vor veni noi directive, valul 6, 7, 8, v-am mai adus acum niște cărți ca să le citiți. Mai puneți un vaccin, o carte, un capitol, mai luați niște medicamente, mai schimbați posturile. Și să aveți Kalashnikov acasă. Dicționar român-rus, că nu știți ce se întâmplă. Era... Stați mă, despre ce vreau să vă răscuți. M-am luat cu valul și cu valul 1, cu valul 2. Apropo, mi-a zis un șofer de taxi, domnule, esența vaccinului este genială. Genial. Eu am două categorii de taximetriști. Unii care mă duc pe degeaba. Deci nu vă iau bani, domnule. Dumneavoastră, sunteți cu pieptul deschis, vă certați cu maimuțele astea, cum vă dau și o bere. Și alții care, noroc, nu mă cunosc, un bărbat care nu mă cunosc, și mi-a zis, șef, unde te duc? Îmi zic, la universitate. Pe semnă că el, de citit nu era vorba cu, era ușoară grama, auzise pe la radio, problema cu vaccinul, varianta aia veche, că virusul este atenuat sau mort și ți-l bagă în vaccin. Și îmi explica, cum a explicat el și Pasteur ar fi murit de gelozie. Babes ar fi sinucis. Iar cum vi-l explic eu, este esență. Să-i dați lui Fauci să citească lor din America. Au zis că are față de responsabil de bloc. Au niște fețe din asta de... Și zice, au șefă, uite cum e cu COVID-ul. E clar că ăștia niște bandiți. Uite, COVID-ul e niște bandiți care vrea să intre la mine acasă, în corp. Eu ca să mă apăr în casă, trebuia să iau alt bandit din altă gheașcă, dar să fie bad cook. Deci era virusul atenuat. Problema șeful se pune în felul următor. Dacă nu vine bandiția, nu rămân eu cu asta în casă? Că ribet, se trezește, mă ia la pumni, îmi ia banii și sări și pe nevastă. Deci, situația a fost foarte clară. Erosul. Știu că am mers mult, am mers așa vreo 40 de țări, tot am colindat cu pantonina. Știți că așa zic la ministrul culturii, că creierul cam atât e. Nu zic pantomimă, pantomilă sau pantonina. Și am fost cu pantonina, avioane, nu știu, și la un moment dat am venit la Budapesta cu un avion mic, mic, mă știți. E, acolo m-au recunoscut pe mine piloți. Mă zic, maestre, vă rugăm, poftiți. Sunt avion micuț, mă strecunăm. Și stați aici, la VIP-uri, la... Nu vedeam ce diferență, era doar o perdea. Și eu stăteam aici, așa, perdeaua, aici soția, și aici, nu aici, stătea ștoardeza. Aici. Avea două perne gonflabile în caz de... Așa? Și a început avionul. Și pernele... Și unde să mă uit? Era noapte, pe fereastră... Soția știam ce se întâmplă. Era așa...
dar nu avem ce să fac. Și am mai zis așa, dacă știam că veniți la bord, mă și farda. Și zic, Doamne, decolează mai repede când o decolez eu. Asta a fost unul din momente, vorbim de Eros acum. Și am mai avut o dată o conferință, plecam de la Oradea la Timișoara și am zis, cu ce ajung? Vă trimitem noi o mașină. A dat un jeep și s-a dat jos o blondă pe niște tocuri de 18 cm. Asta e scurtă ce am aici. Și m-a dus la jeep și a zis, stați în față cu mine sau în spate ca să gândiți? Am stat în spate și oricum n-am gândit. Vă plac prostiile astea, da? Problema e veche, de mii de ani. Eros e fiul Afroditei. Afrodita, din spuma mării, zeița a belșugului, a frumuseții, a căzniciei. Nu prea era căzniciei, că l-a înșelat pe Hades, l-a făcut praf soțului care lucra în infern acolo, la Bruxelles. Lucra în infern și ea, Afrodita, acum așa mai temperamentală, a pus ochii pe unul de la noi de aici, din zonă, zeul războiului, era Trac. Trac, domne, de la Urziceni, de la... sau unde o fi. Ares. Afrodita cu Ares și din combinație a ieșit Eros. Mă fiți atent, domne, mintea greacă extraordinară, ce înseamnă taina asta iubirii, cum încercau ei să o explice cu zeii. Și a ieșit Eros, zeul dragoste, numai că nu creștea. Rămăsese așa mic ca Adrian copilul, minune. Și asta disperată, ce face bă Costan? S-a dus la o preoteasă, una temită, așa i-a zis, mai fă unul. Dom'le, e de telenovelă, dar este genială, dom'le. E de să faci telenovelă, mai fă unul. Și zice că da, îl mai fac și ăsta este anteros. Ce înseamnă asta? Pasiune. Păi de ce? Dragostea fără pasiune nu crește. Nu crește. Păi nu vedeți că ăștia vor să ne taie pasiune? Toate societățile imperiile au căzut când dragostea a degenerat. Uitați-vă și la americani și la Europa. ADN este simptom de prăbușire. Hesiod, ne vorbim de mitologia greacă. Eros este zeul care a suflat viața. Orficii, Cosmogonos, cel care a pus totul în mișcare. Și dintr-o dată vezi că Eros, zeul iubirii, este cel mai important. După haos, el vine și dă viață. Așa au văzut grecii. Cu cât civilizațiile mergeau mai jos, la romani, către sfârșitul Imperiului Roman, Eros era Cupidon, unul mic. Inflat, Cupido, amor, pasiune. Devenise mic, degenerat. Și atunci tot establishmentul ăsta internațional, e tantea aia Ursula, nu știu mai cum o cheamă, care vine, nu știu cum a avut copii. Da? Ei vor să sexualizeze societatea. Sexualizând-o și scoțând pasiunea, omul degenerează și este ușor manipulat. Sextus, sex vine la sextus în dicționarul Webster, culmea și ce înseamnă separație, din punct de vedere fiziologic, al organismelor vii. Eros înseamnă că eu mă împlinesc prin tine. E cu totul și cu totul aceea. Și adevărul că sexul face parte din natura noastră, din natura noastră divină. Dar în clipa în care îl reduci pe om la sex, îl reduci la specie, la biologie, nici măcar la specie. Pentru că animalul are un instinct fantastic care depășește chestia asta. Eforturile cu miliarde de dolari care se fac și, de exemplu, în proiectul România Educată, unde vor să le pune de la 2 ani, de la 3 ani, să-i biologizeze, este ca să taie impactul, legătura cu mama, taina corpului și face, îi creează mici animale. Ei nu mai dau doi preț, nu mai dau doi bani pe prețul iubirii. Deja am văzut la tineret, uitați-vă și în sală câți tineri sunt. Nu îi mai interesează. Îi mai interesează, știți că acolo, pe la centru vechi, pe unde mă duc, jucam acolo într-o sală, la Rapsodia. Și pe centru vechi, așa, o cârciumă, de aici până aici, cu trei scaune și muzică. Deci creierii îți cade pe jos timpanul. Aici sunt alte trei scaune, cu altă muzică electronică. Aici e fotbal. Și intră tineri.
tinerii nu mă ascultă muzică, că au venit cu muzica lor. El așa și așa. Oricum, nu se uită unul la altul. El dă SMS-uri aici, în direcția Prohamului, și ea își face botul ăsta. Ei văd că trec cu câinele, am adus și o carte, una urtă, câinele meu sunt singurul puri cu câine, am mai zis-o? E mult mai deșteapt decât președintele și guvernul, este fabuloasă, Dulci, fabuloasă. Și văd cum comunică, muzica e atât de tare, nu poți să zici ce mănânci. Ce mănânci? Îi dă SMS. Ea e aici, nu e acolo. Și întâmplător am trecut pe acolo fără un telefon mare, nu zice ce vrei să mănânci, zice ce fătă. Și a zice fătăcă. Și zice ce fătă, fătăcă, este un SMS mic, care este și ala cretin, oligofren. Eu îi văd în parc la mine că mă plim, ea are copilul nou născut de 2 săptămâni, între capul copilului și ea e telefon. În crucior are un copil cu laptop. Soțul tot cu telefonul, numai câine n-are telefon mobil. Și eu atunci zic, am întrebat un părinte bătrân, am zis, Daniel, cum să le vorbesc eu asta la lume? De iubire, de martir, de eroi. Răspunsul a fost genial. Mă, băiete, mă, părinte ortodox, lasă-i în pace, mă, că ăștia nici măcar un păcat, că lumea nu mai știe în stat, mă, fac. Doamne, e tare, doamne. Este paradoxul păcatului la români. Și acum mi-am să aminte ce vreau să spun. Am fost la Sighișoara și... Doamne, ca să iubești poporul, ca să cunoști poporul român, trebuie să-l iubești. Mama se predă ore de ațurâ, a zepista poporul. În general, dacă vrei să cunoști un om sau un popor, trebuie să-l iubești. Mi-am fost la Sighișoara, am ținut o... Așa, a fost o întâlnire, nu știu despre ce vorbeam, despre identitate. Și părintele Protopop m-a invitat la masă, acolo, în pahar de vin, zice, domnul, vă zic ceva autentic la mine în parohie. Fiți atenți, este absolut genial. De asta poporul român nu va putea fi niciodată cucerit. O să avem straturi oculte pe deasupra interne, hoții ăștia locari, în interior ființa adâncă a neamului prea puternic. Deci a venit la mine o băbuță, zice, părinte, aș vrea să mă spovedesc. Cât ține mea mai? Nu știu. Păi da, spuneți, ce păcate? Păi când eram fată tânără, eu m-am fost măritat cu un băiat, cu un flăcău, dar nu stau mult, că l-au luat rușii la război și l-au luat și prizonier sau 7 ani și n-am mai putut să-l aștept. Ce? Păi ce ai făcut? M-am iubit cu un flăcău frumos din stat. Mama, câți ani au trecut de atunci? 65 de ani. Păi a uitat și Dumnezeu, stai liniștită, nici o fel de problemă. Ce să vă citești aici acatiste, mai țir post? Mă iartă Dumnezeu? Te iartă, te iartă. Domnule, da, după 2 luni vine din nou băbuța la mine. Părinte, vreau să mă zbăteam aici. Eu când am fost fată tânără, m-am iubit cu măritat aici. L-au luat rușii, la oase, am fost prizonier și m-am iubit cu un flăcău din stat. Păi? Da, mă, mai să mai, mă, uite, mă, uite, mai mărești de la 10 acatiste la 20 și postos. Mă iartă, Dumnezeu. Te iartă. Domnul Dan, după 3 luni vine aceeași om. Și părinte, vreau să mă... Ce mai cu mama e? Eu când am fost fată tânără, m-a luat cu un flăcău, dar a plecat la armată și m-a iubit cu un frumos din sat, părinte, și nu știu. Mi-ai zis asta, de nu știu câte ori. Știu, părinte, dar mi-e așa drag să-mi aduc aminte. Ele. Dom'le, dacă găsiți povestea asta în străinătate, eu vă dau viața mea. Nu aveți cum mai în România se poate întâmpla așa ceva. E un paradox. Apărăse și bancul ăla cu ăia care veneau, că și structura bancului la român este o chestie de inteligență și de subtilitate extraordinară, de superioritate genetică față de maimuțele astea care vin peste noi. Dar ați văzut că n-au umor? Sunt rigizi. Sunt așa, când zâmbesc, îl cași pe picioare și, oh, it's nice. We have to be together. Audiții de crocodil toți sunt puși, scoși, nu știu ce mai în interior. La spovedanie, nu, toți așa, părinte, acum 2 săptămâni, nu știu, mi-a luat Dumnezeu minți, nu știu, am păcătuit cu aia, cu aia. Și la Dumnezeu să te ierte, uite, așa. A venit o femeie, ce, părinte, acum 10 zile, fără să vreau, mi-am așa bărbat, am păcătuit, nu știu, altele am păcătuit. Și mă dă, părinte, mai, băi, nu mai spuneți, m-am păcătuit, că vă audă aia care stau la rând acolo. Spune și voi, am căzut de pe punte.
care puntea asta de aici. Domnule, ăla iese la pensie și vine un părinte tânăr și nu l-au avertizat ăștia. Și am uitat că părinte, dar tu, părinte, acum 10 zile n-am fost atent, nu știu ce, și am căzut de pe punte. Care punte? Pe punte. Asta de aici. N-ai fost atent? Nu, am fost ce. Dar, băi, păi să fii atent. Păi îmi dau și ce să-ți dau? Îți dau ca nu, să fii atent. A venit una parfumată, decoltată, și a zis, părinte, nu știu ce s-a întâmplat acum 3 zile, am căzut de pe punte. Tu de pe punte, de aici. Le-au venit vreo 10 care cădeau de pe puntele, era nebunit. Fiți atent, amai, geniul poporului român. După o săptămână, primarul face ședință. Cu consilierii, cu... și-l cheamă și la tânărul preot venit acolo. Doar ce probleme sunt aici în comună, nu știu ce putare, putare, avem asta, școala, școlarizarea, stâlp de telegraf. Părinte, da, domnul primar, reparați puntea aia, domnule. Cade lumea, domnule, totul. Și... stați pe lume. Ăia tot ca dumneavoastră râdeau. Și preotul zice, nu mai râdeți, domnule, că acum 2 săptămâni a căzut și soția domnului primar. Ați înțeles? E o nenorocire, domnule. Este o jale. Deci, v-am spus asta, dar stați să vezi, ne întoarcem la Grecia Antică, că e bine, să vezi din străfunduri această preocupare, această încercare a bietului suflet omenesc să surprindă, să definească taina asta iubirii. Pavel Edokimov, poetul și mare teolog rus, spunea, nu noi trăim dragoste. Dragoste ne trăiește pe noi. Platon spunea că este orbire. Aristotel spunea că este dincolo de lanțul cauzal. Și ca să înțelegi ce înseamnă dincolo de lanțul cauzal, n-are cauză, e ce mi-a zis mie Bibul, Dumnezeu spunească, dragă Puric, dacă te îndrăgostești de o fată și te întreabă cineva de ce, tu să spui de Hegel, de aia. Că nu se știe, dragă. Dincolo de lanțul cauzal. 1653, Blaise Pascal. Inima are reacțiuni pe care rațiunea nu le poate pricepe. Fantastic, domnule. Jacques Prévert, mare poet. Nu există 6-7 minuni ale lumii. Numai una. Iubire. Te duci în Orient. Ce interesant, și aici o să fac o legătură cu Pili, cu felul lui de a fi într-o Românie care la suprafață este stearpă. Cât de important e poetul în cetate, cât de important este Pili, care scrie cu un soi de incandescență, că nu știi, știți că poeziile lui astea nu puteți citi decât una, e ca palinca. Nu mai râdem. El e poetul. Faci pauză. A doua zi mai iei o dușcă. Pentru... da! Da! Pentru că el arde. Nu îl citești rău și vezi așa, te recunoști. Are la un moment dat anumite excese, i-am zis eu, bă, nu mai băga din alea că te duci spre, dar e din cauza că el este un revoltat împotriva anesteziei care i s-a tras în cap în a iubi o femeie, în a-și iubi patria, pentru că găsiți aici. De asta sunt pesărite, puteți lua carte și o deschideți așa, unde vreți. Mai puteți face ceva cu poezia lui de dragoste. Puteți citi un vers dintr-o poezie și vă duceți la sfârșitul cărții și citiți alt vers. Le puteți uni. El scrie aceeași poezie în continuu. Dacă îi tai venele, nu curge sânge, curg versuri. Curg versuri. Și acum să ne întoarcem puțin în... Doamne, perioada sufită, sufii. Însemna, aveau haine de cânepă așa, albă, curați, erau puri. Și acolo Rumi, marele poet iranian, și zice, da, omul plin de spirit este un ocean într-o picătură. Este ceva cutremurător. Îmi gândeau, o mare caial, acest vas fă dat un biet îndrăgostit, care gemea de nepăsarea unei femei frumoase, iar brațul ce mângâia suavul gât cu atingeri ușoare, meniodase. Sufiții persanii. Octavio Paz, unul din marii eseiști mexicani, a luat premiul Nobel, mai bine nu îl dădea,
că a început să devină un simbol al urâțenii umane. A spus că persanii, sufiții, au învățat Occidentul să iubească. Prin invazia musulmană, musulmanii căraseră pe ei pe desubt pe persani, pe iranieni. Și ăștia au venit cu catrenele, ăștia au venit cu poezia. Așa s-a născut. Știți că termenul de îndrăgostit apare în secolul XII în Europa. Așa s-a născut ideea de doamnă. Ideea de a iubi femeia, a înălța-o pe un piedestal, de la sufiți. Așa au apărut truverii, trubadurii. Aici o să găsiți, nu are nicio legătură cu contemporanitatea pirii, incantații către iubită. Cum făceau truverii, trubadurii. Eu am zis la un moment dat, băi, scrii versuri câteodată de parcă dezbraci o femeie și o și îmbraci. Ai o forță, o furie în tine din asta, cum să zic, la el este un eros din ăsta răzvrătit, dar apare cultul femeiei, cultul doamnei, cavalerul rătăcitor care își pune toată viața pentru doamna iubită, Don Quixote. Don Quixote în final, știți, el mergea tot timpul cu Sancho Panza, țăranul ăla mai grăsuț, foarte realist, dar adevărul era la Don Quixote. Vreți să vă fac diferența între adevăr și realitate? El avea o iubită imaginară, Don Quixote, Dulcinea din Toboso. Zice, m-am îndrăgostit de ea din auzite, nu din văzute. Dacă căutați pe YouTube Dan Puric, Don Quixote, vedeți spectacolul care l-am făcut. Dacă faceți Dan Puric în lume, vedeți ce impact a avut în capitale europene. Știți de unde mi s-a tras? De la 8 ani, nașul meu de botez, stătea lipit așa de sobă, un geniu a fost, a murit în mizerie, săracul, un intelectual de rasă și mi-a zis mie, ai citit Don Quixote? Și nu, la 8 ani. Cum ai să poți să iubești pe femeie? Curios, până la 45 de ani mi s-a dat o comandă să fac Don Quixote și mi-am să aminte cuvântul acesta. O să vedeți spectacolul, vedeți, bă, e altceva pe YouTube, dar oricum. Don Quixote zice lui Sancho, Sancho, trecu pe lângă Toboso, du-te la Toboso și spune lui Dulcinea că am să lupt în continuare pentru dragostea ei și că ea este inima vieții mele. Bine, stăpâne, știa că e nebun, s-a ascuns așa după un colț pe acolo și a venit după o oră jumătate. Sancho, ai fost... Ai văzut-o pe Dulcinea? Da, stăpâne, am văzut-o. Cum era? Nu așa, era frumoasă. Nu, stăpâne, era una grasă care dădea părul la gâști. Da, Sancho. Dar n-ai observat că în mâna ei grânele se transforma în boabe de mărgăritar și în aur. Realitatea este că România e un ghetou de muncă forțat, condus de niște securiști și de o cultă internațională. Da, dar n-ați observat că e grădina Maicii Domnului. Atunci omul, dacă se recordează la realitatea de zi cu zi, este robul realității. Dacă se recordează la adevărul acesta transcendental, el primește puteri fantastice. De ce se sexualizează societatea numai românească mondială? Au nevoie de pioni. În banchetul dialogului Platon se adună mai mulți și discută despre Eros, cu 400 și ceva de înainte al lui Hristos, ce e dragostea. Și unul a zis, eu vreau să fac o cetate de îndrăgostiți. Este cea mai bună soluție politică. Ce vrei să zici? A întrebat celălalt. Dacă două armate se luptă și una pierde, și se retrage și ea fug să-i omoare. Și în spate aici aveți pe unul care fuge mai încet, dar fuge să scape viața. Da, dar dacă vede că iubita se uită la el, pune mâna pe sabie și înfrântă, e de nebiruit. Și atunci, dragostea între doi oameni este de nezdruncinat. Dragostea de țară, și o să vedeți și la Pili aici, găsiți, răzveți din când în când câte o chestie despre țară, este indestructibilă.
Cum se distruge o țară? Cum încearcă acum să o facă? Cum se distruge un om? Mi-a zis mie o măicuță de la Diaconești că cel când eram în lume, m-am dus la Antim, la mănăstire, să aprind o lumânare, la vii, la morți, și am auzit o voce în spate. Când a căzut Adam și Eva? Și m-am dus la privirea săgetătoare a unui monah în vârstă, care m-a cutremurat. Și nu știu ce să spun. Am văzut un tip biblic sau așa. Am zis, nu știu. Când n-au mai fost în același duh, pe urmă a venit șarpele. Când se despart doi oameni care s-au iubit, când nu mai sunt în același duh, când se distruge un popor, când nu mai este în același duh. Tot efortul lor care au făcut, în general, divide timpera de acum, vaccinați, nevaccinați, putiniști, antiputiniști, să împartă, să fragmenteze opera diavolului. Lasă-l Dumnezeu în pace, unul sărac de frică a făcut asta, altul că este bătrân, altul n-a vrut să facă din anumite. Lasă! No. Dragostea. Știți care este cea mai frumoasă definiție a dragostei, dacă poți să definiști o fetiță de 5 ani? O fetiță de 5 ani a spus că dragostea este atunci când bunica i-au căzut ochelarii jos și bunicul, deși bolnav de reumatism, s-a plecat și a dat. Pentru că ea presupune jertfă, bunii mei prieteni. Ce am discutat până acum, am discutat despre îndrăgostire, despre eros, dar iubirea adevărată presupune jertfă. Ce este, zice Sfântul Nectar, e jertfa? Când sufletul poruncește trupului să moară pentru valori mai mari decât viața lui. Nazul la un cutremur, îi scoate de sub dărâmături și este mama peste copil, este soțul peste soție, bunica peste nepot, ultima fracțiune de secundă. Zicea Schiller, instinctul jertfelnic, o mamă e de mână cu copilul, discută și lasă din mână și mai discută și o face să întoarcă la un moment dat ceva că nu mai vede, e pe drum și vine o caleașcă cu doi cai să-l calci în picioare, fără să gândească să se aruncă asupra lui. Ăla este instinctul de jertfă. Instinctul de jertfă este baza dragostei. De-aia au murit pe câmpul de luptă, s-au jertfit pentru țară. Soțul se jertfește pentru soție, soția se jertfește pentru soț, iubita, iubitul. Ne-a zis, marele tragedii, toate astea merg dincolo de ordinea lumii. Este ceva, cum să zic, gândiți-vă că am adus acum cărțile acestea și mai ales Pili, care este un unicat prin cinstea lui sufletească cu care își declină dragostea, erosul, răbufnirile lui sociale. Ce important este poetul în cetate, pentru că aduce aminte de forța dragostei. N-ați văzut că acum și cu părinte 1, părinte 2, ei vor să taie cordonul umbilical, legătura. Deci când a prins o lumânare la cimitir, nu a prins la mama, mă, la tata, nu la părinte 2. Când a murit pe front, ăla a strigat, mama. Deci trebuie să vedeți, să puneți la lucru inima dumneavoastră, sufletul dumneavoastră. Pe la 1620, un britanic, Robert Barton, a scris Anatomia Melancoliei. Deci, de ce? El era un student atașat la Biserica lui Hristos, al Colegiului Oxford. Și fiți atenți ce a sezizat asta la 1620. O melancolie. Lumea a suferat de melancolie care este dată din cauza îndrăgostirii că toți de melancolie. Și religia care zice că îl copleșea cu altă lume. Și atunci terapie. Zicea să se ducă bărbații în cărciumă, beau jocuri de table, zaruri, sporovoială, povești despre pitici vrăjitoare, divertisment. Asta era. Să-i scoate din această melancolie care prinsese pe la 1620. Și m-am gândit să scriu Anatomia inimii triste la român. Anatomia inimii triste, la care sunt cauzele? Dacă acolo era îndrăgostirea și religia, aici cauzele sunt altele. Am o carte care v-am adus-o, Omul liber, am dedicat-o profesorului de filozofie Gheorghe Ceaușu, Dumnezeu să o odihnească, a fost cel mai bun prieten al vieții mele. Și el mi-a zis într-o zi, bă, tu știi ce e alea, un palimpsest? Zic, nu știu, nu vreau. Palimpsest este o bucată de piele care se scria pe ea înainte să apară hârtia. Scrie.
și dacă vrei să mai scrii ceva, ștergi aici era înainte, cu așa cu o radieră, și scrii din nou, dar rămânea ceva din scrisoarea din spate. Poporul român este un palimpsest de suferință. Suferință după suferință după suferință. O tragedie continuă. Cea mai mare, cea mai superbă definiție a Doinei mi-a dat-o Demre Dorescu. A zis, dragă public, ce este Doina? Zic, domnul profesor, Doina este un cântec de jale. Te înșeli. Uite, uite, Gică, pune mâna pe masă și o streacă ciocan pe degete. Și zice, și aștept aproape să streacă și să mai trag una. Și tot așa, suferință fără pauză. Asta este Doina. Ați auzit? Suferință fără pauză. Care din noi gândea că vom ajunge în iadul ăsta după 1989? M-a băgat din nou la... Dar problema este... Ce nu-și dau ăștia seama că poporul român a valorizat suferința printr-un soi de înțelepciune extraordinar. Asta este iubirea creștină. Socrate, ce iubim? Iubim frumosul, la un moment dat, Aristofan, marele dramaturg comic din antichitate, intră în dialog și zice, omul înainte era androgin, era și bărbat și femeie, uriaș cu 6 brațe, orgolios, a vrut să dea lovitură de stat și să îl răpească pe zeu, pe Zeus. Și atunci Zeus s-a enervat și l-a tăiat în două, ca pe o plătică. Și de atunci o jumate o caută pe cealaltă. Zice Aristofan, fiți atenți și amezi mintea, domne. O jumate caută pe cealaltă după tăietura asta. Socrate ne pot spune totuși ce este erosul. Și Socrate, care era un fel de Colombo, dacă vă mai aduceți aminte, mima necunoașterea, mima ignoranța ca să moșească adevărul. Zicea, ați vorbit atât de frumos încât nu mai am ce să spun. Dar uite, zeii îmi întunecă mintea. Aristofan, bucățile alea două se caută ca să fie împreună, ca să fie întreg, sau ca dinpreună să facă ceva mai bun decât ei doi? Și atunci Socrate zice, apropo de procreație, este dorul de nemurire. Copilul este dorul nostru de nemurire. Apare o idee fundamentală în Eros, ideea de nemurire. Eu mă întâlnesc cu tine căci mă întâlnesc ca să faci, zicea Constantin Noica, mă gândesc eu ca grecul ăla, care unul cu unul fac doi, când prietenul se întâlnește cu prietenul și fac una. Una. Dragostea creează comuniune, bunii mei prieteni. Ce este astăzi, în seara asta aici, este o comuniune sufletească între noi. Comuniunea nu poate fi zdrobită niciodată. Omul separat, omul atomizat, este victima sistemului. Asta se și dorește. Dar să ne întoarcem la antichitate și, pe urmă, Iris se aduce aminte de Orient. Socrate, ce iubim? Eu nu știu să vă spun, dar mi-a zis o preoteasă, Diotima, aiurea, a inventat-o. Dar a inventat-o ca să facă atenție. Și preoteasa Diotima mi-a zis, pune un tânăr să iubească un trup frumos de fată, pentru că acolo este frumosul. Dar după aceea pune să iubească mai multe trupuri, ca să vadă că frumosul e repartizat în lume, nu-i confiscat. Și după aceea Socrate pune să iubească un suflet, ca să-și dea seama că sufletul e mai important decât trupul. După care Socrate pune să iubească meșteșugurile, ca să vadă că acolo este frumosul care este din om. Și în final Socrate pune să iubească știința, care este frumosul în sine, prin contemplații. Și omul se ridică de la trup, de la empiric, de la experiență, la minte, la contemplație. Și ăsta este frumosul care se iubește. Și dintr-o dată în omenire se întâmplă o răsturnare. Un seism care ține până acum. Un scandal care ține până acum. Apare un tânăr care mângâie un lepros. Un orb. O văduvă.
un orfan. Se mângâie suferință. Înainte, în cetatea antică, erau cu clopote cu astea, leproșii, ciumații, nici nu intrau. Și le atinge. Și dintr-o dată, grecul zice, și m-am coborât cu inima și m-am înălțat cu mintea. Și dintr-o dată, tânărul acesta zice, n-a mai zis el, sfinții după el au zis, m-am coborât cu mintea și m-am înălțat cu inima. Ce evidență mai urâtă, mai sărăcăcioasă decât România de astăzi este, mai disperată și tu să o iubești. Asta este creștinism. Asta este mare răsturnare. Știți că grecii, în Grecia antică, au împărțit iubirea. Filio, prietenia, agape, iubirea universală, eros, dorința confundată cu dragostea, storghi, dragostea părintelui față de copii, patris patridos, dragostea față de țară, de pământ. Lipsea ceva. Ei nu-i iubeau pe zei. Se temeau. Apare, ca creștin zic cei din Occident, caritas, iubirea omului către Dumnezeu. Dar înainte de toate, este singurul zeu care a plâns pentru noi, Hristos. Moment unic în lume. Moment unic în lume. Pentru poporul român, lucrul acesta, această transcendență care a avut-o cu cerul, a creat, nu vedeți că noi suntem alergici la doctrine, la idei? Nu se lipește nimic de noi. Și bine faci. Poate cu generația asta, săraca, căsăpită, dar o să vă uitați că apar ăștia din spate, 15, 16, 18, 20 de ani, 4 ani, 5 ani, care sunt alții. Genetic sunt alții, cu o forță de recuperare fantastică. Nu o să le iasă ingineria asta faustică, dementă, mă rog. Profesorul meu, Demre Drăsu, când ajungea în câte o aporie fundătură din asta, zicea, dragă Puric, n-are niciun nonsens să mai vorbim. Era genial, lor, o tăia brusc. Zicea, gata, las-o așa. Zeii, omul antic se temea de zei. A fost un mare teolog catolic, Romano Guardini, care a dat o expresie mai pământită. Ce a făcut Iisus? Și cu Olimpul era un capac pe stoma, așa se uită. Cum se uită ăștia la Bruxelles, la Washington, așa se uită. Cine zice șef? Se zice, Iisus a ridicat capacul și am văzut celul. Știți, în Anatomia inimii triste la român, a scrie această suită de tristeți în continuu, acest palimpsest de suferință și această singurătate istorică a poporului român. Știți de unde vine singurătatea noastră? În istorie n-am judecat-o, au judecat-o marile minți românești, între care Vasile Băncilă, unul din marii noștri filozofi. Că o vedeți real, acum și aici, spațiu geografic mirific. Uitam și azi dimineață și când am venit pe drum, domnule, în ce zonă dumnezeiască sunteți, ce țară superbă, și am văzut 40 de țări. Ce țară, ce poate să iasă numai când te apropii de zona asta dacică. Este ceva extraordinar, poate dumneavoastră nu mai simțiți. Știți că venețienii nu văd Veneția, o văd turiști. Despre asta este vorba. Ci că spațiu geografic mirific, spațiu istoric catastrofic. Lângă imperii barbare sau civilizate, criminale și cinici, ca și acum. Gheorghe Brăteanu, mare istoric și martir, a zis în proximitatea celui de-al doilea război mondial, România n-are niciun prieten decât Marea Neagră. Au nici Marea Neagră, că sunt submarine acolo. Și atunci, vezi, am zis așa, cauzele. Această suferință în continuu și această singurătate istorică. Omul care este silit să stea cu capul în jos, de suferință după suferință, nu mai vede cerul, nu se mai oxigenează, nu se mai eliberează. Știți cum e? Există un sânge sufletesc. Sânge sufletesc este cald, pentru că în el sunt mii de inimi care se iubesc. Pe peretele ăla al arterei se face ateromul ăla, care nu mai este lipidic sau de colesterol, e de suferință. Și inima nu mai pompează. Și mă uit acum, văd pe stradă, mă întâlnesc cu oameni care sunt așa.
care sunt dezamăgiți. Știți că a doua boală în lume acum este depresia. Se moare depresie, uitați, și ăștia se întâlc cu, cum se numește, cu media, ca să dea cât mai multe sinucideri. Și de ce? Ca să vă deprime. Sistemul nervos trebuie deprimat. Care este soluția? Că trebuie, tatăl meu a fost medic și zicea, bă, după diagnostic vine terapia. Ce pui pentru refacerea imunității sufletești? Dragoste. Dragoste este rodul credinței. Dumnezeu. Știți ce a zis Sfântul Maxim Mărturisitorul? Zici că a scris-o ieri. A zis că diavolul, în perversitatea lui, n-a desfințat iubirea. Era iubirea omului către Dumnezeu. A întors axul. Iubește-l de pe tine. Uitați-vă de seara la televizor. Singuri. De unde credeți că e boala aceasta să-și pună viețile la televizor, pe Facebook, intimitățile? El nu mai are mister, nu mai are taină. Și atunci o dă în neam. Aleargă, se duce în neam și se vede singur. Pe când Ava Dorotei, cum se face omul? Bă, omul pleacă în lume. Dar dacă din lume se întoarce spre centru, spre Hristos, om cum se unește în substanța hristică a iubirii. N-ați văzut că la biserică suntem împreună, mai este o comuniune a unei biserici organice care pleacă pe stradă, pleacă în viață de zi cu zi, se manifestă în milă, într-o dragoste. V-am zis, poporul român nu este alergic la ideologie. Poporul român, de exemplu, e o inundație, am văzut și în București și peste tot. Bă, și-au dat aia și izmenele pentru a. Au dat tot ce... Petre Pandra zicea că sufletul poporului român este anarhic. N-a zis haotic. Anarhic. N-ascultă de nimic decât de icoană. Ala e remediu. Așa a dăinuit, n-a rezistat. A dăinuit poporul român. Montero Diaz, un mare hispanist, a zis originea poporului român nu e niciun mister, se știe. Miracolul este că el există. N-ați văzut și în situația asta de criză, ați după aia ce gimnastică europeană au făcut. Și n-au făcut idioți, au făcut imbecili și o răbdare. Cum zicea Cleopa, răbdare, dar nu cu noduri. Idioții Europei, imbecilii Europei, am ieșit cel mai bine. Toți au apărut, știți cum e, doamne, cunoașterea tainică, că Sfântul Simeon, nou teolog. 8 virusologi, când a fost cu gripa aviară, aia a fost o repetiție. A fost preludiu, făceau vocalize. Și-a dat gripa aviară. Au apărut 8 virusologi care au zis de nu știu ce virusul, cu tare, pe neamul, nu știu. Au și un limbaj ăsta special, cu proteina, nu știu, care e ARN și ADN-ul și nu se știe. Și după ce ne-am făcut capul praf cu ARN-uri și ADN-uri, s-au dus aia de la ProTV, sunt specialiști, în a distorsiona poporul român. Iau interviuri de aceștia mai fără dinți, mai... Să zic că suntem cretini, de aici că el e democrat, știi? Și-au dat de o băbuță, ei nu știau că aia e sfântă. A zis, mama e! Ce e gripa aviară? Ce să fie, mama? Sunt doi oameni în alb care îmi taie mie găinile. Și i-a pedepsit Dumnezeu. Băbuța a văzut, adică a vedea prin. A avut spirit de discernământ. Spiritul de discernământ este un rod al dragostei de Dumnezeu și al dragostei lui Dumnezeu vis-a-vis de noi. Adică ți se dă. Academicianul Grigore Moisil, geniu, domnule, dar și când avea 8 ani a avut geniu. A avut o glumă cu profesorul de botanică, a zis, domnul profesor, dumneavoastră puteți face distinția între fân și paie? Și a zis, nu, bou, da. Asta e răspunsul băbuții. M-ați înțeles? Eu am văzut la televizor în direct, când vreți să vedeți imbecilitate în direct, vă mă uitați la televizor, că sunt mutanți. Eu am zis și la antrenator, zic, nu mă invitați mutanți, la ce vă referiți? La aia care mi-au zis că pot să nasc, când a dormit toată noaptea. Sunt și un partid. Da, domnule. Acum, fie vorba între noi, s-o fetește să dea Dumnezeu să fac purici. Dar, dacă îmi spui că fac o injecție până mâine, nu mai dorm, vorba lui Bibam. Mi-au zis că, azi că nu jură cu mâna pe Biblie, dar pe ce jur, mă, că mersul trenului, pe ce jur? M-ați înțeles? Deci mutanți, sunt printre noi. Nu trebuie. Și a apărut la televizor că în plină pandemie aviară atunci, că trebuia să ne încălzească, una ce că epicentrul pandemiei aviare este în județul Ialomița, într-o comună nenorocită. Transmitem în direct. Mariana, ce ne spui? Și apoi Mariana, și cum la noi întotdeauna tehnic stă foarte bine, era așa. Nu te aud, Mariana, ce să ne spui?
Ce zici? La vei! E că intre direct, știți? Asta stai așa aia, nu? Și a transmis Mariana. Mariana avea și cortexul tot cam atât, că era școlită pe la CNN, mai am venit direct așa. Hello, no, I said error news, no, the handicap, it's all style error. Așa vorbesc care, știi? N-au cunoscut raporturi erotice, așa, direct. Păi n-ați văzut că au apărut ouă de găini nestresate. Eu în București am mâncat din celălalt. Și nu știam de ce. Și că ouă de țară nestresate. Ce faci? Un ou. Hai ouă. Hai alta. Acum, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ești așa. Ați înțeles? Eu nu am politică, mă. Și Mariana a transmis de la fața locului din județ, dintr-o comună prăvădită. Ei nu știu că filmează și Sfântul Apostol Pavel și Petru. Apropo, astăzi se pomenește Sfântul Ghelasie de la Râmeți, mare sfânt, secolul XIV, mare sfânt. Isihaj, nu știu, ai ceva, te doare mintea. Noi călcăm pe moaște în țara asta. Ăia ne țin, de dincolo. Și zice... o comună nenorocită era, doamna, era pe tocuri, aia nu ai bântoci, conserve, merge. Și mergem aici, în epicentru. Epicentru era o babă în curte, cu un gard făcut de vânt, nu de vântul, din vânt. Adică, tremură o pungă, un tampax, o conservă, sârmă ghimpată, ce-a dus este vântul. Era un gard strategic, na, știți, era cu cea de-a Dumnezeu. Dumnezeu și vântul. În spatele lui asta cu tocuri care transmitea în direct, epicentru de epidemie mondială, într-o comună la Ialomița, erau doi astronauți care tocmai apăruseră. Mai așa, Meru, mergem înainte, da? Cu măști, cu tot, cu... M-am întrebat, dar ăia sunt mascați. Ea de ce nu e mascată? Și m-am dat seama că ea era mai periculoasă decât virusul. M-ați înțeles? Aia erau victime. Aia dacă se atingea virusul cădea jos, murea. Și ce că ne apropiem de epicentru? Aia. Și aia cu camera operatorul. Domnul, casă de pământ făcută cu palmele. Din aia că mai țin minte. Și ușor într-o parte de la inundație. Ca turnul din Pisa. Intra așa virusul. Moșul, pe semne, era dincolo pe lumea ailaltă. Era singurică. N-ați văzut, domne, privirea eternității românești. Se uita așa. Erau două priviri autentice. Ea și cu găinile. Găinile erau de țară, cu râme, din aia sănătoase și se mișcau ca Nadia Comăneci, așa. Înnebunite, simțeau pericol. Baba avea perplexitatea ontologică a neamului românesc, așa. Se uita la capra aia, care transmitea mama lui Siene, și la doi în alt care se omoare gâine. Și nu știa cine sunt. Zicea, tătarul sunt, tuci nu, ruși nu, cine dracu-i fi ești? Dom'le, și aia s-au apropiat să intre în epicentru. Ca la, ați văzut că, ca la Azov i-a găsit cu din alea, cu din alea de bacterii, laboratoare. Și ăsta era un laborator bacteriologic subteran. Noi lucram în Ialomița. Ce mai periculos din lume, dai copii. Domne, ați văzut vreodată că sunt cam aici, în zonă. Dacă vă duceți la țară, mai e o sârmă de aia întoarsă așa. Dar trebuie să ai mână. Băbuța, hrănită cu urzici, își închisese, n-avea la cât, așa. Știți că e că mănâncă urzici, că îți schimbă sânge. Și dacă mai mănânci, se schimbă și mersul. Dumnezeu lucrează, măi. Și au venit aici că Nero să deschide poarta. Nu mergea. Baba era peste ei ca forță, ca imunitate. Știți? Și a zis, dai un crește. Se auzea. Aia Mariana, acum se încearcă deschiderea porții. Aia transmitea capra aia de acolo. Mariana n-a dorit. N-a crește. Și a început nenorocirea. Când se va termina acum războiul și toată situația planetară, s-a va termina și la filmul, s-a văzut la televizor. A zis, să sări gardul. Aici a fost finalul și eu v-am zis că sunt profet în timpul liber. Așa va fi cu sfârșitul ăsta când vor veni în România. Vor sări gardul. Gardul v-am zis că era strategic și avea și șici ascuțite. Ultima imagine a fost așa cu ăla. Pauză publicitară. Deci despre asta este vorba. Stați să nu deviem subiectul.
Sfântul Dionisie Areopagitul, dragostea este acel plus de viață imens și de cunoaștere și pentru cel iubit și pentru cel ce iubește. Plus de viață enorm și de cunoaștere. Nu mai știu cine ești, pentru că ești prea adânc așezat în mine. Privirea ta nu mai văd, pentru că a devenit privirea mea. Tu ești poetul din acest suflet de poet. Rabindranath Tagore. O distanță oarecare, cât de mică, poate fi împărțită la infinit. Distanța dintre mine și iubita mea e mică, dar ea poate fi împărțită la infinit. Înseamnă că atunci când eu mă îndrept spre iubita mea, în fiecare secundă sărut infinitul. Nu mi-aduc aminte, mai și eu, Orientul, din nou, Khalil Gibran. În piața iubirii, fiți atent, în piața iubirii, bătrânul devine tânăr, tânărul devine copil, copilul devine înger. Un chip frumos te face mai puternic. Rubaiatele. Secolul XIV, Chandidas, preot budist, a renunțat la preoție că s-a îndrăgostit de o tânără care avea grijă de templu. Și când noaptea s-a aruncat în râu și a făcut baie și când s-a ridicat, părul ei negru i-a căzut până la șolduri. În fața acestei desini întunecate, întunericul însuși s-a retras după lună și a început să plângă de gelozie. Chandidas. Într-o grădină, lângă tulpină, zări o floare ca o lumină. S-o tai, se strică. S-o las, mi-e frică, că vine altul și mi-o ridică. E năchit să vă cresc. Și de la candoarea asta și inocența să rămânească, apare titanul sufletului românesc. Nu credeam să învăț a muri vreodată. Purul tânăr, înfășurat în mantă, ochii mei înălțau visători spre steaua singurătății. Când deodată tu răsăriști în cale suferința, tu, tuneros de dulce, Mihai Eminescu. Vedeți? Cum neamul ăsta odată a răsărit și a creat, când era sufleur, l-a pus Pascal să fie sufleur și a zis că el a început prin a fi sufleurul Teatrului Național și a terminat prin a fi sufleurul Conștiinței Naționale. Odată erau actori în jurul unei doamne și toți s-au jucat, aveau așa niște jocuri de... se facă curte. Și Eminescu a îngenunchiat și a zis o poezie, au încremit toți, inclusiv doamna. Că nu era obișnuită cu asemenea temperatură a iubirii. Cu asemenea temperatură devastatoare a iubirii. Au rămas toți la uciți. Dintr-o dată s-a născut acel ceva. Fantastic.